În zona Abator, lucrările la blocul lui Bela Tănase sunt încă sistate. Dacă până acum această clădire cu balcoanele deasupra trotuarului aveau schelele așezate fix pe trotuar, acum acestea au fost îndepărtate. Rămâne de văzut ce se va decide în instanță în legătură cu această construcție abuzivă, care a provocat tensiuni mari în rândul oamenilor care locuiesc în această zonă.